Ioana, mulțumesc. Noi mergem acum mai departe. Și-a ucis concubina și apoi a dormit cu ea în pat. Este cumplita faptă de care este acuzat un bărbat din Buzău care ar fi ajuns la crimă din cauza geloziei. Luni ar fi omorât-o, spun anchetatorii, și de atunci a stat cu ea în casă, neștiind cum să procedeze cu cadavrul. Îngrijorați, consătenii l-au tot întrebat unde este femeia, dar el i-a convins că doarme. Azi o vecină a dat buzna în casă și a descoperit oroarea. De ce ai omorât-o? Din gelozie. Gelozie? Din gelozie. Nu-ți pare rău acum? Îmi pare nespus de rău. Femeia avea 56 de ani și locuia la Cilibia, în Buzău. Primise la ea în casă un bărbat cu 4 ani mai tânăr, cu care începuse o relație de amor. Numai că dragostea s-a risipit repede, din cauza defectelor lui. Alcoolul, ce credeți? Dacă el bea. Normal, calculul, gelozia. Din gelozie, dar nu avea pe nimeni fata săracă. Să mai certa cu el, ba el pleca înapoi la Cotuciorii de unde a venit și mi-a spus odată că m-a strâns din gât, că era să mă omoare. Și am zis, zic, Cornelia, de ce îl mai ții? Zic, trimite-l înapoi, că n-are un să ducă Iulica, că i-a căzut acoperișul la casă și îl țin aici, că are pensii mari. Certurile dintre ei au degenerat luni, când ea s-a întors acasă de la niște rude, unde a petrecut sfârșitul de săptămână. Atunci, el ar fi ucis-o. A ieșit apoi pe stradă și a umblat haotic, de parcă o luase razna. Întrebam pe soțul ei, bă, unde este? De ce nu iese? De ce nu vine? Și el spunea tot timpul că e în casă, doar. Soția mea l-a întrebat, băi, Ștefan, ia cheamă-mă afară să văd. El la care i-a zis, prima m-am uitat în casă și nu mai e în casă. Și am intrat în curte. După câteva ori, iar am ieșit la poartă, el tot agitat, tot mergea pe stradă și îl întreb, zic, Ștefane, ce faci? Aștept ajutoare, aștept alimentele. Zic, ce alimente? Și vin acasă și îi spun soțului, zic, cred că băiatul ăsta a luat o rană, ceva la cap, probabil are. Bărbatul a fost reținut și urmează să fie supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut sau nu discernământ în momentul comiterii faptei. În cazul în care se va stabili că are discernământ, va fi acuzat de omor, faptă pentru care poate primi între 10 și 20 de ani de închisoare.